Cei mai mulți bani se duc pe alimente, însă dacă respectăm anumite sfaturi, putem reduce cheltuielile. Cu banii rămași îți vei putea permite mici plăceri. Una dintre regulile de aur ale cumpărăturilor este întocmirea unei liste. Deși mulți dintre noi, de rușine, ne ferim să mergem prin magazine cu listuța în mână, respectarea planului de acasă va aduce economii bugetului familiar. De asemenea, specialiștii ne sfătuiesc să nu mergem în magazine fără a fi mâncat anterior. Senzația de foame ne îndeamnă să adăugăm mult mai multe alimente în coșul de cumpărături. Căutarea celor mai mici prețuri nu este o risipă de timp, ci un câștig. De asemenea, există multe produse de calitate la prețuri rezonabile, chiar dacă nu aparțin unui brand mediatizat. Alimentele gata curățate, feliate sau preparate sunt cu mult mai scumpe decât valoarea lor în stare naturală. Deși este mai comod așa, pentru astfel de produse scoatem mai mulți bani din buzunar.